Salut, dragi prieteni, aceasta este noua mea radiocomandă Taranis QX7 Digital Telemetry Radiosistem. Să vedem ce am primit. Este radiocomanda apărută la Hobby King, de unde am și cumpărat-o. Și să vedem ce am primit. Ia să vedem cum arată Taranis QX7. Taranis QX7, cam așa arată în cutie. Acesta este un receptor care l-am comandat odată cu radiocomanda, ceea ce vă recomand și vouă în momentul când comandați o radiocomandă, comandați și un receptor. Dacă aveți un receptor de la FreeSky, se poate bindui cu Taranis QX7. Eu am comandat pe ăsta pentru că aveam nevoie de el. Bun. Este foarte ușor. Are 1,6 grame. Foarte ușor. Bun. Aceasta este radiocomanda Taranis QX7. Ia să vedem ce am mai primit de aici. O curea. O curea de pentru radiocomandă. O cureluță care vine atașată cu câligul acesta aici, cam așa ceva, care ajută foarte mult la folosirea radiocomenzii. În fine, deocamdată nouă nu ne trebuie, să o scot de aici, așa, să scoatem radiocomanda. Acesta este FreeSky Taranis QX7, arată foarte bine. Antenuța asta frumos orientabilă, da? Trotter pe partea stângă, mod 2, foarte ușor de folosit. Bun, arată foarte bine, îmi place. Chiar îmi place. Aici avem un adaptor de alt modul. Dacă putem să, sau dacă vrem să punem alt modul pentru ea, să folosim alte sisteme, se poate adapta. Chiar o să-l scot să vedem despre ce e vorba. Se scoate foarte ușor. Așa arată modulul sau slotul pentru modul. Cu pinii aici frumos. Ok. Punem la loc. Aici avem un mâner foarte bine pus și văd, mi se pare destul de ok. Ca în momentul când o folosești și vrei să nu o ții altfel decât de gât, se poate ține de mânerul ăsta de metal. Nu poți, nu o zgârii, ok, se poate așeza în cutiuță în momentul ăla. Te ajută, da, chiar e ok. Bun. Să ne uităm la partea de baterii. Partea de baterii nu vine cu slotul de baterie așa cum îl arată pe Hobby King. Pe Hobby King arată că vine cu baterii normale așa, sau acumulatori aici cu un slot special pentru ele. Nu îl are. Vine cu un cablu care l-am văzut aici. Un cablu care nu prea te ajută mare lucru, pentru că ce să faci cu el dacă nu ai un acumulator? N-ai un slot de acumulatori? Na. Trebuie să-ți cumperi. Deci vine și cu acest cablu care nu prea te ajută să pornești radiocomanda, să faci ce faci cu ea. Deci, în momentul când comandați la Hobby King, să știți că vine fără nicio alimentare. Deci nu are suport de acumulator și nici un acumulator extern. Trebuie comandat separat. Nu vine cu suportul de acumulator care este prevăzut și arătat în pozele de la Hobby King. Vine fără el. Fără suport acumulator. Deci aveți grijă când comandați. În rest, tot ok, arată foarte bine. O să comandăm și un acumulator special pentru ea. În rest, radiocomanda arată foarte bine, este foarte mișto, foarte frumoasă. Păcat că nu pot să vă fac un demo. Asta data viitoare. Aștept acum acumulatorul, o să fac o comandă și o să facem un demo data viitoare. Până atunci, numai bine, o zi frumoasă!